După amânarea derbiului din Trivale, președintele Consiliului Director al CS Mioven, Dumitru Olteanu, a spus că această amânare nu pică bine pentru niciuna dintre echipe. Îmi pare rău că nu jucăm, eram pregătiți de meci și noi și cei de la Fece Argeș. Este neplăcută această situație și pentru ei și pentru noi, prin prisma faptului că urmează o perioadă grea. Nu știm când ne vor programa acum și probabil vom ajunge să jucăm din trei în trei zile. Noi și așa veneam după o perioadă lungă de stat, acum mai stăm încă o săptămână și ceva. Nu a picat bine pentru nimeni acest lucru. Treaba e că nici nu putem face noi ceva, decât jucătorii să fie foarte atenți unde se duc și ce fac în această perioadă. La rândul său, președintele executiv Telu Stancu a comentat această situație. Din păcate a apărut acest caz de COVID la ei și nu convine nimănui ce se întâmplă cu această amânare. Nu convine vreunea dintre echipe că nu se joacă pentru că vor fi și alte date și probabil vom juca la 3-4 zile pe final. Nu dorim să se mai întâmple, sperând să nu mai apară niciun caz și că toate testele vor ieși de acum încolo ok și să se dispute acest playoff. Date de reprogramare nu prea mai sunt, deci, încă un caz, dacă mai apare, situația se complică și nu se știe ce se va mai întâmpla cu programările. Din păcate, apar aceste cazuri nu numai la jucători, ci și la alte persoane. Le-am transmis jucătorilor să fie atenți ce fac și pe unde umblă. Antrenorul principal al Mioveniului a vorbit și despre latura umană a acestui caz, nu numai despre consecințele pe plan sportiv. Tehnicianul le dorește sănătatea adversarilor și spune că ambițiile și orgoliile trebuie să rămână pe teren.